Continuăm astăzi seria noastră Contează pentru noi cu un pasaj din Zaharia pe care noi îl considerăm important pentru o generație a vremii sfârșitului și îl considerăm important din mai multe puncte de vedere. Dar la motivul care ne motivează să privim cu atenție la aceste pasaje este declarația lui Pavel pe care am repetat-o mereu și pe care am afișat-o mereu. Aceste lucruri deci s-au întâmplat lor și au fost scrise pentru învățătura noastră. Da? Să ne fie drept pilde. De ce dorește Dumnezeu să comunice cu noi prin pilde? Foarte interesantă declarația Domnului Hristos când a fost întrebat de ucenici. Învățătorile, dar de ce le vorbești în pilde mereu? Și el a dat un răspuns foarte tulburător. Ca cei ce aud să nu înțeleagă, să nu vină să fie mântuiți. Păi nu, asta era misiunea ta, nu de asta ai venit să-i salvezi? El vrea să spună așa. Eu n-am venit aici să-i constrâng pe oameni să treacă de partea noastră a lui Dumnezeu, a guvernării divine. Eu am venit să le pun pe masă adevărul, pentru că ei au fost sub o teribilă minciună, ca apoi ei să decidă dacă vor să vină sau nu. Și le dau posibilitatea aceasta, ca vorbindu-le în metafore, într-un limbaj metaforic, vorbindu-le în pilde, să aibă posibilitatea, dacă sufletul lor nu vrea să accepte ce spun eu, să se agațe de parabolă și să se ancoreze de ea ca să refuze adevărul. Totdeauna în Vechiul Testament Dumnezeu așa a vorbit și așa a procedat. Prieteni, n-am venit să vă constrâng, să vă pun cătușele. Ăsta e adevărul pe care vi-l spun eu, eu sunt Dumnezeu, eu v-am creat, n-aveți decât să-l acceptați. Nu. Eu vreau să aveți toate informațiile necesare ca să judecați singuri și să vă luați deciziile. Nu vreau să aduc în împărăția mea oameni care au venit ca turma fără să știe nimic de ce sunt aici. Nu vreau să umplu împărăția cu oameni cărora nu le pasă de realitățile în care trăiesc. Poate să fie așa, poate să fie invers, eu să fiu salvat. Nu. Este nevoie de oameni care au caracter și poziție, care au principii, care știu pentru ce trăiesc și și-au luat deciziile. Nu se poate trăi la întâmplare. Cum o fi, o vedea ce o ieși. Nici în lumea aceasta nu funcționează și nu dă rezultate. O asemenea mentalitate și cu atât mai puțin în lucrurile care țin de împărăția lui Dumnezeu. De aceea noi ne aplicăm cu foarte mare seriozitate asupra acestor profeții pe care Dumnezeu le-a făcut în Vechiul Testament sau în Noul Testament. Legate de o generație în viață, de o generație care va fi vindecată, de un popor în care Dumnezeu va fi simțit, de un popor care devine Mireasa lui Hristos, toate aceste detalii, explicații, termeni, trebuie priviți și luați în serios și analizați în ce fel fasonează ei experiența Mireasei lui Hristos. Și astăzi vreau să, să discutăm puțin sau să aducem în lumina aceasta a interesului, dacă pentru noi cu adevărat contează un anumit pasaj. Zaharia, capitolul 3, începând de la versetul 1. El, îngerul, mi-a arătat pe marele preot Iosua, stând în picioare înaintea îngerului Domnului și pe satana stând la dreapta lui, ca să-l pârască. Domnul a zis satanei, Domnul să te mustre, satanu! Domnul să te mustre! El care a ales Ierusalimul. Nu este el Iosua un tăciune scos din foc? Dar Iosua era îmbrăcat cu haine murdare și totuși stătea în picioare înaintea îngerului. Iar îngerul, luând cuvântul, a zis celor ce erau înaintea lui, Dezbrăcați-l de hainele murdare de pe el. Apoi a zis lui Iosua, Iată când îndepârtezi de la tine nelegiuirea și te îmbrac cu haine de sărbătoare. Eu am zis, să-i se pună pe cap o mitră curată. Și i-au pus o mitră curată pe cap și l-au îmbrăcat în haine, în timp ce îngerul Domnului stătea acolo. Acest pasaj a fost foarte contestat și uh, mulți teologi uh, s-au ridicat să demonstreze că el nu are nicio legătură cu un eveniment viitor. Uh, ei insistă pe faptul că el a fost oferit într-un anumit context poporului lui Dumnezeu și că trebuie lăsat în acel context. Chit că nu s-a întâmplat. Chit că nu a fost așa. Domnul Ivoroși lui Zaharia aici, în contextul întoarcerii poporului din... din ba, uh, Robia babiloniană. babiloniană. Da. Uh, și uh, făgăduința este asta, că Iosua, fiind marele preot al generației aceleia, despre el se vorbește și că cu el se va face lucrurile despre care se vorbește aici. Acum, generația respectivă a poporului acelui, al lui Iosua, n-au văzut așa ceva. Clar că era un limbaj nu rupt din realitatea concretă pe care o trăiau ei. N-au văzut așa ceva pe marele preot cu hainele murdare, ne au văzut pe îngerul Domnului spunând dezbrăcați-l și îmbrăcați-l cu haine de sărbătoare. Nu au văzut așa ceva. Și istoria a demonstrat că noi privim astăzi în urmă ce s-a întâmplat, ca să putem constata dacă pasajul acesta se referă la acel moment, s-a întâmplat așa ceva sau nu. Și constatăm că istoria lui Israel a fost aceeași ca și de dinainte de robie. În aceleași încurcături au intrat, în aceleași nelegiuiri, în aceeași vărsare de sânge, până când au ajuns să se spună despre ei, vi se lasă casa pustie. Îndrăznesc să spun că apostazia a fost chiar mai rea decât înainte. Da, adevărat. Adevărat. Pentru că pe măsură ce timpul trece și probleme nu se, revol nu se rezolvă, ele se, -se. Da, se, se strică. Și uh, istoria a demonstrat lucrul acesta. Uh, chiar în timpul lui Ezechiel, s-a întâmplat ceea ce el explică foarte frumos sau în cuvinte elogvente cu Duhul lui Dumnezeu care s-a retras din templu, a rămas un pic pe aripa templului, a așteptat poate, poate să schimbă situația și revin, apoi pe munte și în sfârșit a plecat pentru totdeauna. Și chivotul n-a mai fost în Sfânta Sfintelor, iar când a venit Domnul Hristos am văzut ce au făcut cu el și cum au procedat. Aceasta este practic procedura lor în toată această perioadă. Dacă n-a fost Hristos în mijlocul lor cu ani de zile înainte, au fost un profet al Domnului și l-au tratat exact cum l-au tratat și pe Domnul Hristos. De aceea el le spunea, tot sângele vărsat al acestor proroci de la Abel la Zaharia, de la A la Z, va veni asupra voastră. Pentru că voi ați avut împlinirea scopului lui Dumnezeu concret. Ei n-au avut decât vorbe, declarații, cuvinte ale lui Dumnezeu. Dar voi ați avut sub ochi într-o chiparea, da? așezarea concretă, fizică, în față, a ceea ce urmărește să facă Dumnezeu cu voi, a ceea ce vorbise prorocilor. An de zile am vorbit prin proroci, iată că am adus ceea ce am promis. De la Moise, Domnul Dumnezeul tău îți va ridica din mijlocul tău, dintre frații tăi, un proroc ca mine, de el să ascultați. A venit prorocul și ei n-au ascultat este completa răsturnare de situația întregului scop al lui Dumnezeu cu ei. Ei nu existau pe planeta aceasta decât cu un singur scop, cu un destin înalt, să devină o locuință a lui Dumnezeu prin Duhul. Asta spune Hristos Lumina Lumii 161. Acesta este scopul etern al lui Dumnezeu. Și încăpățânarea lor și îndărănicia lor de a accepta această realitate și de a-i oferi lui Dumnezeu ocazia să reproducă sub ochii oamenilor scopul său etern, a făcut să ajungem până în timpul nostru cu acest scop și proiect neterminat, neîmplinit. Prin urmare, mă întorc la, la pasaj. Ceea ce se spune aici nu s-a întâmplat niciodată cu nimeni. Nu se poate aplica nici măcar la Domnul Hristos, deși El este marele preot al poporului său. Da? Pentru că în timpul Domnului Hristos nu a fost un astfel de eveniment. Uh, Domnul Hristos cu haine murdare, uh, îngerul Domnului care să spună dezbrăcați-l de haine și îmbrăcați-l cu haina asta. Și am putea spune că Domnul Hristos când a venit pe pământ nu a fost mare preot. Categoric, categoric nu. Deci este clar că nu se referă nici la acea perioadă descrisă aici de Zaharia, nici la vreuna ulterioară. Ea se referă la sfârșitul Marii Controverse, când poporul lui Dumnezeu reprezentat de marele preot Iosua vine cu haine murdare, adică nu este îmbrăcat cu haina neprihanirii lui Hristos și Dumnezeu dă porunca, dezbrăcați-l de hainele murdare de pe el și îmbrăcați-l cu haine de sărbătoare. Este exact Apocalipsa 19. Mira s-a pregătit, i s-a dat să se îmbrace cu in subțire, strălucitor și curat. Asta este pasajul din Zaharia de aici. I s-a dat să se îmbrace cu haine de sărbătoare. Ce sunt hainele de sărbătoare? De nuntă. Asta era ideea. Haina neprihănirii lui Hristos. De aceea noi credem că Zaharia 3 nu se referă la nicio altă perioadă decât la momentul nunții mielului, care este iminent și care a fost valoros și valabil pentru orice generație a poporului Dumnezeu de până la noi care ar fi înțeles intenția lui Dumnezeu, destinul înalt și glorios așezat în fața lor, și ar fi răspuns. Dar odată ce acest lucru nu s-a întâmplat, el rămâne încă o declarație și o profeție viitoare. Acum, viitoare în măsura în care poporul lui Dumnezeu continuă să se împotrivească. În momentul când această împotrivire încetează și un grup de oameni din popor, că evident că niciodată nu va fi un popor întreg, Domnul avertiza clar că poate să fie poporul Domnului ca nisipul mării. Doar o rămășiță vor fi salvați. Dar această rămășiță trebuie să înțeleagă pietrele de temelie pe care ei așează credința care îi modelează viața. Nu poți să te înscrii pe o linie care intră în conflict direct cu societatea și cu biserica dacă nu ai în spate o temelie serioasă a declarațiilor profetice ale lui Dumnezeu pentru vremea ta. Nimeni nu face lucrul ăsta, să, să intre în conflict, nu numai de faptul ăsta că de, își pierde viața sau este pus la colț, dar se întreabă dacă sunt greșit, dacă toți au dreptate și eu m-am trezit să merg aiurea. Nu vreau să risc așa ceva și este, este legitim ca oamenii să-și pună problema astfel. Eu pot să iau un verset din Biblie, să fac din el ceva ce nu este, și să intru în conflict cu toți frații mei. Ori asta este greșit. Nu se poate. În același timp, masa mare de credincioși, care spune, a, nu, nici nu mă interesează, nu mă amestec în astfel de lucruri, că eu sunt cu biserica. Ce spune biserica, eu așa fac. Noi vedem această mentalitate repetată în istorie, cu efectele devastatoare pe care le observăm astăzi. Marea controversă n-a putut fi încheiată datorită acestei atitudini noi nu știm ce, ce am apucat aia, credem, așa cum au murit părinții noștri și au fost mântuiți, așa vrem și noi să fim mântuiți, cum spuneau protestanții în 44, când mișcarea Adventă le spunea, nu o să fiți deloc mântuiți. El spunea, nu, nu, noi avem garanția că părinții noștri au fost primiți de Dumnezeu și era adevărat, că vor fi mântuiți și așa vrem și noi. Nu vrem să se schimbe nimic. Era adevărată uh, declarația lor că părinții noștri au murit și vor fi mântuiți. Dar în momentul când vine lumină nouă, despre intenția lui Dumnezeu de a duce planul de mântuire mai departe. Și tu spui, nu mulțumesc că eu sunt asigurat în mântuirea mea pe baza credinței părinților mei. Atunci s-a terminat. Nu mai este niciun fel de mântuire și uh, interesul ăsta devine egoist și neonorat de Dumnezeu. Așa s-a întâmplat permanent. Eu aș vrea să observ o chestiune. Se bate mare monedă sau multă monedă pe chestiunea aceasta legată de mântuirea personală. Și recunosc că aș putea spune că Dumnezeu, să zicem, se folosește de egoismul nostru ca să ne mântuiască, să zicem. Numai că. Eu vreau să văd că lucrurile sunt mult mai adânci sau mult mai mult decât mântuirea unei, unei planete sau a unei rase de degenerate, da? a oamenilor care s-au revoltat împotriva lui Dumnezeu sau care nu au vrut să mai, să mai asculte de Dumnezeu. Observ de fapt că scopul și nu numai scopul, planul de mântuire este mult mai profund și mult mai adânc. Și de ce să nu o recunoaștem? Eu aș putea spune așa, învățătura din Sfânta am putea spune că este legată de mântuirea personală, mântuirea omului, planul de mântuire al omului, da? Și accentuăm sau stăm mult timp pe, sau pe planul de mântuire al omului. Însă Aș putea să spun că din Sfânta Sfintelor avem cumva o perspectivă mai largă. Problema nu se pune numai de mântuirea omului. Să știți că pentru mine a fost, aș putea spune, impresionant când eu am înțeles de fapt că și pentru Lucifer a fost un plan de mântuire. Și aș mai putea spune că iarăși a fost extraordinar când am înțeles de fapt că nu Lucifer este în banca acuzaților. Sau nu păcătoșii sunt cei care trebuie condamnați sau judecați, ci de fapt s-a pus sub semnul întrebării și sub ne, ne, de neacceptat exact legea prin care Dumnezeu guvernează întreg Universul. Și aș mai putea să mai văd că Tatăl nostru Ceresc, Dumnezeul nostru, nu a fost un Dumnezeu care să spună despre chestiunea aceasta, dacă eu am zis, rămâne ce am zis eu. Ba a acceptat să se pună sub semnul întrebării. A acceptat să spună, bun, tu, Lucifer, vrei să vii cu altă formulă de guvernare. Nu-ți mai convine sau ai impresia că legea sub care este guvernat acest univers nu-i destul. Vrei ceva mai mult sau vrei ceva diferit. Aș putea spune că în perspectiva aceasta mi-am pus mult timp problema. De ce a acceptat Dumnezeu așa? Dintr-un anumit punct de vedere era mult mai simplu pentru Dumnezeu să spună Eu sunt Dumnezeu, eu v-am creat pe toți și atunci toată lumea trebuie să asculte de mine. Și nu puneți sub semnul întrebării felul în care eu am hotărât, pentru că dacă eu am hotărât să, să fie așa, da, înseamnă că e cel mai bun, mai mult de atât nu e, iar eu lucrurile ăștia pot să spun că le-am înțeles în Sfânta Sfintelor, le-am înțeles din această perspectivă legată de aș putea spune, de caracterul lui Dumnezeu, care de fapt îl găsești iarăși în Sfânta Sfintelor, îl găsești în chivotul legii, da? Și totodată găsești controversa între Dumnezeu și satana și felul în care Dumnezeu a ales să fie rezolvată. Pentru că, până la urmă, el fiind Dumnezeu, putea să rezolve controversa aceasta în o mie și alte uh, moduri. Numai că felul în care a ales să rezolve această controversă ne arată caracterul său și ne, ar, ne arată... E, știți, ne spune Leonard și, și eu stau câteodată și mă gândesc. Toată veșnicia vom studia și vom încerca să înțelegem și doar nu vom putea decât să ne minunăm și decât să-i să aducem recunoștință și slavă lui Dumnezeu pentru, un fel, pentru felul în care el a ales să-și să pună, să zicem, caracterul și legea și felul în care guvernează Universul sub semnul studierii sau a controversei, a, 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 a ales de a, de a accepta să fie contrazis de, de felul în care. Și analizat conduce. prin proces. Exact, și analizat prin proces. Și aici, în Zaharia, de fapt, avem, aș putea spune. Iarăși un tip de proces. Este un proces, da? Marele preot, poporul lui Dumnezeu, în spatele marelui preot este poporul lui Dumnezeu, da? Care este, aș putea spune, pe bună dreptate acuzat de satana, nu? Că dacă stăm să ne gândim la, la niște antitipuri legate de Vechiul Testament și de uh, legea ceremonială și de felul în care se desfășura uh, serviciul divin la Vechiul Testament, uh, la uh, sanctuarul uh, din Israel, vedem că Marele Preot avea niște haine, că acele haine erau puse cu foarte mare grijă pe el. Mai știm uh, legată de uh, ziua, de lucrarea zilnică și de uh, lucrarea anuală de ziua ispășirii, că se făceau niște condiții foarte speciale și cu foarte mare grijă. Bun, și aici aș putea să spun că vedem cumva ceva deosebit. Adică dacă în Levitic avem, să zicem, în ziua ispășirii, Marele Prot care intra în Sfânta Sfintelor și care trebuia nu numai că trebuia să intre și cu în anumite condiții, deci nu putea intra oricum, da? Așa, îl vedem acum pe Marele Prot aici în niște haine murdare. Da? Și am putea spune că ar fi trebuit să moară. nu? Așa, cel puțin, să zicem așa, bunul simț, da? Sau logica ne spune că uh, Marele Prot în hainele acelea ar fi trebuit să moară. Uh, satana, da? Uh, abia aștepta ca Marele Prot să fie omorât. Pentru că, pe bună dreptate, nu? Era, nu, nu, nu să zicem, nu respecta legea. Uh, cel puțin legea ceremonială. Și cu toate acestea, eu îl văd pe Dumnezeu că e are o altă altitudine, să zicem, da? Adică uh, vede, nu, nu ocolește situația. Nu, nu spune și era reală situația. Da, și situația era reală, da? Și nu ocolește. Și vede, da, într adevăr. Uh, marele prot are hainele murdare pe el. Da? Într adevăr, marele prot poartă păcatele întregului Poporului. popor, da? Pe, să zicem pe el, da? da? Bun, după lege, aceste păcate ar trebui să aducă moartea, da? Bun. Iar Dumnezeu a rezolvat și rezolvă problema aceasta prin, să zicem, această îmbrăcare și dezbrăcare. Mai vedem că nu este Iosua un tăciune scos din foc, da? Adică atunci când un om, să zicem, are de-a face, face focul, da? Știm cu toții că ne murdărim, ne de fum, de funingine, de... De obicei, da. da? Bun. Și Iosua este un tăciune scos din foc. Adică, ce înseamnă un tăciune scos din foc? Este, uh, aș putea spune, di să zic, distrus de păcat. Sau aproape omorât de păcat. Aș putea cumva să fac cu așa o, o, o aplicație. Da? De aceea, pentru că este scos din foc, este murdar. Nu este neîntinat, nu este, să zicem, alb strălucitor, nu este curat, da? Și faptul că este o tăciune scos din foc, acesta este motivul pentru care este murdar. Și observăm lucrul acesta, faptul că Dumnezeu ia hotărârea ca hainele acestea murdare să, să fie îndepărtate, da? Și să, se, să îi se dea haine curate. Haine curate despre care discutam uh, mai înainte că sunt uh, la, la nunta mielului, da? Că sunt uh, inul uh, subțire strălcitor și curat. Da, exact. Care reprezintă hainele, uh, reprezintă faptele neprihănite ale, ale Sfinților, da? Bun, asta aș vrea să vedem. Și aș mai vrea să mai vedem această mitră curată, da? Să-i se pună pe cap o mitră curată. Să înțeleg că și mitra ori nu avea mitră, pusă pe cap, da? Ori această mitră trebuia să fie și ea la rândul ei curată, da? Dacă ne uităm sau dacă încercăm să ne gândim simbolistica ce înseamnă mitra sau ce, la ce face referință mitra, da? Aș putea spune că e vorba de autoritate. Și observăm, de fapt, că Iosua, marele preot, este repus în, în starea lui să zicem, de dinainte sau într-o stare după voia lui Dumnezeu. Da. Interesant paralela asta, haine murdare, dezbrăcați haine curate. Pavel, legea păcatului și a morții, în care a străit toată perioada, înlocuită cu legea Duhului de viață. Acesta este momentul. Și legătura lui Zaharia 3 cu apocalipsa 19 și cu sistemul ceremonial, este perfectă, este sigură și contează pentru noi. Pentru că acest este un moment crucial când marele preot reprezentat de, de Domnul Hristos cu poporul pe care îl reprezintă, nu numai că uh, au primit hainele albe strălucitoare și curate și unii și alții, dar că uh, li se acordă încrederea în gestionarea treburilor Universului în decursul veșniciei. Generația aceasta de, de oameni care vor fi mirasa lui Hristos, despre ei Domnul Hristos spune ei vor sta împreună cu mine pe scaunul tatălui meu, după cum i-au îmbiruit și stau pe acel scaun. Și ei vor birui la fel ca mine, adică prin schimbarea sistemului de operare divin. Așezarea lui în templul inimii. Aceasta este uh, intenția și scopul acestei parabole. Da? Zaharia a văzut o scenă, un uh, scurt metraj, cum spunem noi. Da? Uh, simbolic, reprezentând culmea sau evenimentul final al Marii Controverse. Când Dumnezeu face ceea ce a promis că va face în momentul când Adam și Eva au părăsit grădina. Voi readuce familia omenească în armonie cu cerul. Și de aceea, pentru noi, Zaharia 3 contează ca toate celelalte mari pasaje ale zilei spășirii pentru cei vii. Chiar mă întorc un pic la descrierea pe care a făcut-o referitoare la ziua știți, din sistemul ceremonial. E adevărat că fizic, da, ca uh, haină, uh, era o haină specială a Marului Preot pe care o îmbrăca în ziua aia, dar simbolic, el purta toate păcatele poporului asupra lui. Și în Sfânta Sfintelor le ducea pe toate, era acceptat de Dumnezeu, se întâmpla uh, teoretic, ceea ce uh, spune aici Zaharia că se va întâmpla la nunta lui, adică păcatele acelea erau iertate și aruncate în Marea Uitării și el ieșea nevinovat. Acolo se făcea ispășire pentru popor. Doar că la ieșirea din uh, sanctuar uh, se făcea simbolic așezarea păcatelor pe capul lui Azazel. Adică era o declarație, tot ce s-a iertat și s-a aruncat în Marea Uitării este așezat pe capul lui Azazel pentru că el este responsabil pentru toate acestea. Nu sunt oamenii responsabili. Oamenii s-au născut sub domnia lui Azazel au fost crescuți sub domnia și principiile legii păcatului și morții, n-au văzut pe nimeni cu legea Duhului de viață instaurată în templul inimii și n-au nicio vină. Acești oameni sunt acceptați, primiți și iertați pe baza dorinței lor de a fi împreună cu Hristos. De aceea eu spun că Zaharia 3 este ca și Ezechiel 36, ca și Maleah 3, ca și Apocalips 19, ca și Ieremia 31, o piatră foarte importantă în formarea Miresei lui Hristos, în apariția unui popor care va trăi fără păcat în fața unui Dumnezeu Sfânt, un popor prin care Dumnezeu va lumina pământul cu slava Lui. Aceasta face solia acestui al treilea înger. Ia sfânta sfintelor, slava ei și o aduce luminând pământul cu slava lui Dumnezeu. Toți cei care declară verbal sau cred în sufletul lor că iubesc și vor să promoveze și să comunice lumii solia îngerului al treilea, trebuie să înțeleagă că aceasta arată calea în sfânta sfintelor. Adică încetați să vă mai pune speranțele în lucrarea lui Hristos, părăsită în 1844, preluată de Satana și transformată în Evanghelia curată, și mutați-vă încrederea dincolo de Perdea, acolo unde Hristos a intrat ca înainte-mergător pentru noi. Adică, El a fost primul dintr-un grup de frați care îl vor urma în această operațiune fenomenală și fundamentală de schimbare de sistem de operare voi scoate din voi inima de piatră, voi pune una de carne în care instalez Duhul Sfânt. Scot din voi sistemul de operare al legii păcatului și a morții și așez pe acela al Duhului de viață în Hristos. De aceea Hristos este important pentru noi, că este modul și maniera în care Dumnezeu face această operațiune. El spunea: "Tatăl locuiește în mine, de aceea eu fac ce fac." Așa vor trebui să spună Sfinții ultimei generații. Noi suntem și am luat poziția aceasta și ne opunem fiarei pentru că Tatăl locuiește în noi. Scopul său etern a fost realizat și atins. Dumnezeu locuiește în poporul său, o a avut loc și planul de mântuire s-a încheiat. De aceea, noi aducem din nou permanent în fața poporului nostru aceste pasaje și le așezăm ca o piatră pentru că ele vorbesc despre un moment crucial în care Dumnezeu se va ține de cuvânt. Ceea ce a promis se va întâmpla. Voi scrie legea și poruncile mele în mintea și inima voastră.